Pe data de 27 martie, Autoritatea Executivă a Administrației Publice Locale din orașul Florești a demarat oficial activitatea de salubrizare și pregătirea orașului către Sfintele Sărbători de Paște. Salutabil este faptul că majoritatea locuitorilor, agenților economici, majoritatea instituțiilor s-au dovedit a fi destul de receptivi la mesajul nostru și au dovedit spirit de colaborare, de implicare și de conștientizare a rolului cetățean, a rolului de cetățean al orașului, aducându-și în ordine terenurile care le aparțin și terenurile aferente. Este faptul că unii locatari ai orașului sau locuitorii orașului au rămas un pic pasivi sau chiar indiferenți la inițiativa noastră și nu au manifestat solidaritate de acțiune cu ceilalți floreșteni implicați în activitatea de salubrizare. Cauza este relatată de înșiși locuitorii orașului Florești. Nu le dă plecat. Trebuie să îmblă ca un fial de comisie. Să zic ea că făceați curățenie, că vine Paștele. Сделали у нас чисто, сказать идти к нам туда на улицу, потому что у нас везде порядочек, везде хорошо, везде чисто. А как думаете, почему остальные грязные? А вот такие неухоженные, как в доме есть хозяйки неухоженные, вот так и тут идут, бросают эти пакеты, идешь, аж возмущение прямо какое, бессовестные люди. Ну, это дало интересу. Что требует от врача службы? Требует способ лорок с яс, кто-то с фак курацене лынга блокор, что сибу курат пиди паште. Pasivitatea oamenilor de a participa la lucrările de amenajare și salubrizare distruge aspectul îngrijit al orașului. Dimensionat este faptul că orașul Florești are prestanța de a ocupa locuri de frunte pe durata ultimelor 10 ani în concursul republican cea mai verde, mai salubră și mai amenajată localitate. De aceea această prestanță, datorită unor cetățeni nu prea conștiincioși, ar putea fi lezată. Cu un cuvânt la adresa cetățenilor care au fost implicați în aceste lucrări, vine primarul interimar al orașului Florești. Acum, la moment, să le mulțumesc locuitorilor orașului că au fost receptivi la apelul primăriei și au contribuit la curățirea sanitară și evacuarea gunoiului de menaj care s-a acumulat pe parcursul iernii. A doua parte a lucrărilor va demara la 17 aprilie, când în oraș se vor efectua lucrări de inverzire a spațiilor, de înlocuirea copacilor uscați, declorarea fântânilor și marcarea pasagelor.